vorbim despre comoară, despre comoara noastră și pentru cei care ați fost câțiva ani de zile în urmă la Rema, făceam la iSense Treasure Hunt. Țineți minte, participam la Treasure Hunt. Erau niște indicii lăsate prin oraș, trebuia să iei autobuzul, tramvaiul, trebuia să ai o echipă, să asculți indicațiile, erau frământări, strategie, alergare, victorie la sfârșit, s-a găsit comoara. Și am stat și m-am gândit, în timp ce mă pregăteam pentru mesaj, cât de mult seamănă viața noastră cu un treasure hunt. Și ce important este pentru cei care s-au întors la Dumnezeu să identifice comoara din viața lor și să înțeleagă că până la urmă fiecare dintre noi trebuie, suntem în căutarea unei comore. Oare care este comoara noastră? Și cum putem pune mâna pe ea? Zicea mai devreme Ilie și mi-a plăcut foarte mult că toți avem o comoară undeva și suntem căutători ai comorii. În anul 2002 eram proaspăt emigrat în Statele Unite și mulți știți asta că v-am mai spus. Când am ajuns acolo, un tânăr proaspăt căsătorit, am descoperit că toate posturile de director s-au dat. Și mie mi-au arătat o sapă și au zis, trebuie să sapi șanțul ăsta. Și eu am început să sap un șanț lângă o casă în downtown Phoenix, casa avea peste 100 de ani, și săpând acolo un șanț cu un târnăcop la început, pământul acolo e foarte dur. În timp ce săpam eu acolo, deodată mi-a venit o idee, un gând, am zis, da, dacă găsesc o comoară. N-a mai fost nimeni în casa asta de 100 și ceva de ani. Poate niște cowboy au îngropat aici un cufăr plin de aur și eu găsesc comoara și deja mă gândeam când o voi găsi, cum voi cheltui banii. Nu râde că așa ai făcut și tu când ai luat lozul în plic, da? Și cum dădeam eu cu tânăcop, deodată, buf, s-aude ceva gol. Zic, ha, să vezi că am găsit-o. Iau o cazma, încep și încep să sap în jur foarte frenetic, gândindu-mă, ha, deja mă vedeam pe avion înapoi la soție, că eram acolo singur, vai și amar de mine, nu recomand la nimeni. Și când încolo am văzut, era doar o podcoavă. Și am zis, cowboyii au luat comoara și au îngropat podcoava. No, da, a fost o chestie foarte interesantă care mi-a rămas în minte. Să știți că toți de aici avem o comoară. Și Biblia spune că acolo unde este inima, acolo este și comoara noastră. Da? Toți avem o prioritate în viața noastră. Omul despre care am citit când a găsit comoara, mărgăritarul, a vândut tot ce avea ca să intre în posesia comorii respective. Adică tot ce avea de valoare pentru el, tot ce avea preț în ochii lui, a vândut pentru a intra în posesia comorii. Îl mai țineți minte pe fariseul Saul din Tars? Mai târziu i-au pus numele Paul, Pavel, cel mic, Saul însemna cel mare. El uitându-se la diplomele lui, la reușitele lui, la ceea ce a însemnat viața lui dinainte, spune: toate acestea, când mă uit la ele, mi se par că sunt un, spuneți voi, un gunoi. Față de prețul nespus de mare, a comorii extraordinare care este în Iisus Hristos. Binecuvântat să fie numele Său. În predica de pe munte, atunci când ne avertiza să nu ne strângem comori aici pe pământ și să nu cumva să ne închinăm și mamonei, pentru că dacă te închini mamonei, adică banilor, puterii, influenței, nu te poți închina. Și lui Dumnezeu, Hristos spune așa, căci acolo unde este comoara voastră, este și inima voastră. Mi-aș dori mult astăzi, când pleci de aici, să știi și să ai un răspuns clar la această întrebare. Unde este comoara ta? Unde este inima ta? Unde este focusul tău? Unde se îndreaptă energia ta și tot ce ai tu mai de preț în viață? Unde este comoara ta? Dacă te pomenești că te gândești non-stop la copiii tăi, la ce vor face, cum vor face, cum vor reuși, înseamnă că acolo este comoara ta. Dacă tot te gândești la cum să investești, cum să faci mai mulți bani, cum să te extinzi și în mod constant te zbați pentru îmbogățire, acolo este comora ta.
Dacă ești un bărbat tânăr, 22 de ani, necăsătorit și te gândești constant la ea și nu ți-o poți scoate din cap și în mod, în fiecare zi de dimineață până seara te gândești la ea, trebuie să o ceri de nevastă. Acolo este comoara ta. Și nu e nimic rău cu asta atâta timp cât o ceri de nevastă. Okay? Dar ați înțeles, acolo unde este focusul tău, acolo este comoara ta. Acolo unde este frământarea ta, acolo este valoarea ta. Poate spui acum în tine, el nu știe, Cristi ăsta nu știe prin ce trec eu, cum mă chinui să plătesc facturile, cum eu nu știu cum o să plătesc taxa copiilor, eu nu știu de unde o să mai am bani de motorină și așa mai departe. Doar vreau să-ți reamintesc ce spunea Domnul Iisus în predica de pe munte. Spunea așa, nu vă îngrijorați, dar zicând, ce vom mânca? Ce vom bea? Cu ce vom pune motorină? Nu. Căci toate aceste lucruri, neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe, spuneți tot, știe. Știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Fiți atenți, toate lucrurile înseamnă, cum spuneam data trecută, pâine, existența. Da? Pentru ciocolată trebuie să lucrezi singur. Okay? Realitatea este că viața toată ne-o trăim în parametrii ăștia. De dimineață până seară ne frământăm și vreau să vă spun că sunt doar două posibilități să trăiești viața pe acest pământ. Prima, cea lumească, pentru că toți alergăm după ceva. Prima este să încerci de dimineață până seara, între cele două mari zerouri, pentru că eu zice cu nimic am venit și cu nimic plec. Între cele două mari zerouri, să încerci să bagi lumea de aici în cealaltă. Ăștia sunt oamenii care lucrează și se îmbogățesc și tot ce vor este să agonisească lucruri materiale. Sau, în clipa când ai înțeles că viața asta este trecătoare, indiferent cât de lungă ai sau ai, viața este doar un abur, să începi să investești tot timpul, energia, puterea, focusul tău pentru acolo, nu pentru aici. Pentru împărăția lui Dumnezeu. Vedeți, toți alergăm după ceva. De când ne naștem, alergăm pentru ceva. În anii formativi, la început, alergăm după cunoștință. Chiar dacă noi nu prea, pe noi nu ne interesează, ne împing părinții de la spate. De asta avem copii în clasa 4-a cu pregătire la mate și la română și cu stres. Da? În primii ani, anii formativi, alergăm după cunoștință. Apoi, alergăm după relevanță. Deodată ne căutăm modele. Părinții nu mai sunt buni, care ne-au crescut și ne iubesc și ar da viața pentru noi, părinții nu mai sunt buni. Alergăm după relevanță și ne căutăm modele, oameni după care să ne luăm. Da? Apoi ne luptăm să ne facem un nume, să știe lumea despre noi, să ne facem cunoscuți. Iar la final ne orientăm să vedem ce lăsăm în urma noastră. Începe deja să ne intereseze ce moștenire rămâne în urma noastră. Ideea este că toți alergăm după ceva. Fiecare om care trăiește pe acest pământ aleargă după ceva și banii par, de la distanță, un lift către acolo sau un expres pentru a-ți împlini ceea ce tu îți dorești. În lumea aceasta sunt doar două comori. Cea vremelnică, care mai devreme sau mai târziu Hristos spunea molile o mănâncă, hoții o fură, ruginește, sau cea veșnică, care nu putrezește niciodată și este net superioară celelalte, pentru că ea este veșnică. Luca, evanghelistul, spune aceleași lucruri, numai îi dă puțin alt înțeles. Zice să nu căutați ce veți mânca sau ce veți bea și să nu vă frământați mintea. Mamă, ce-mi place traducerea asta lui Cornilescu. Știți ce înseamnă parafrazat să nu vă frământați mintea? Înseamnă să nu vă stresați, să nu fiți depresivi și să nu vă comparați cu alții. Pentru că nu știți ce lupte au ei. Nu vă frământați mintea. Căci toate lucrurile acestea,
Toate lucrurile acestea, neamurile le caută. Neamurile se frământă după ele. Voi, copiii mei, să nu vă frământați. De ce? Pentru că Tatăl vostru cel ceresc știe. Știe. Nu mai trebuie să-i amintiți voi. Știe. Nu trebuie să vă mai rugați voi non-stop pentru aceleași lucruri care vi s-au garantat. Știe că vă trebuie lucrurile astea. Și acum ce trebuie să facem? Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Adică ce spune Hristos face o diferențiere clară între lucrurile trecătoare după care aleargă toate neamurile, toată lumea și unii dintre noi care nu ne-am trezit încă la realitate, da? Lucrurile trecătoare și spune, astea sunt inferioare. Dar dacă alergi după ele, vei sfârși rău. Asta pe care vrea să vă dea Tatăl, care se numește împărăția lui Dumnezeu, comoara adevărată, în clipa când alergi după ea, toate celelalte se dau pe deasupra. Nu asta spune? Exact asta spune. Dacă cauți, te focusezi, te concentrezi pentru asta pământească, o pierzi și pe asta și pierzi și pe cea veșnică. Dar dacă cauți împărăția lui Dumnezeu, Tatăl din cer se angajează să ți le dea și pe celelalte. Spuneți amin la asta. Asta spune Hristos. Astea sunt cuvintele Lui. În anii 2007-2008, când a izbucnit marea criză, toate crizele majore încep din Statele Unite, clar, eram acolo și am cunoscut oameni care avuseseră niște averi incredibil de mari, mii de apartamente, și din cauza colapsului financiar au pierdut tot. Dintre ei, oameni care aveau niște averi foarte importante, au ajuns să lucreze în construcții. Unii dintre ei. Și au pierdut mințile. Alții chiar au murit de inimă rea. Pentru că focusul lor erau averile. Alții, în schimb, care au pierdut la fel de mult, s-au dus la muncă, s-au reinventat, dar pentru că inima lor nu era acolo, ei, prin muncă, prin investiție, folosindu-și talentul care l-au primit din partea lui Dumnezeu, au ajuns astăzi să aibă mai mult decât au pierdut atunci, pentru că testul l-au trecut. Inima lor era acolo în cer, la Dumnezeu. Nu i-a deranjat lucrul acesta până acolo încât să-și piardă viața. Vedeți, diferența o face inima. Unde este comoara ta astăzi? Aș vrea mult să-ți răspunzi la această întrebare. Preiubiților, trebuie să începem să prețuim lumea de dincolo mai mult decât lumea de aici. Asta trebuie să facem. Asta trebuie să facem. Ați observat, cei care aveți copii, ați observat că ăla micu nu se îngrijorează niciodată? V-ați găsit copilul de 5 ani la 2 dimineața în living room? Îngrijorat că n-are cu ce să plătească tata sau mama facturile mâine? Nu. De ce? Copilul are totală încredere în părinte. Știe că tata sau mama se ocupă de toate. Are totală încredere. Ei bine, noi când ne îngrijorăm și ne frământăm până acolo că ne îmbolnăvim, suntem ca niște copii care nu au încredere în părinte. De asta Hristos, când aduce un copilaș, îl pune pe genunchi și spune, vedeți, ca el trebuie să fiți voi. Dacă vreți să moșteniți împărăția, ca el trebuie să fiți voi. Cum, Doamne, așa naiv, prostuț? Nu. Cu credința în Tatălui, așa cum o are el. Doamne, eu mă concentrez pe ceea ce Tu mi-ai promis. Și știu că dacă eu urmăresc sfințenia, neprihănirea, împărăția ta, toate celelalte, tu mi le dai pe deasupra. Binecuvântat să fie Domnul. E bine, e foarte important să înțelegem că putem fi subjugați foarte ușor de un idol. Acum, pentru evanghelici, idolul este așa, un fel de statuie unde te duci, azi orfrande, spui nu știu ce, tiki-taka pe acolo și gata, ești un idolatru. Nu, diavolul e mai șmecher decât atât. Pentru omul modern, idolul este orice lucru care te blochează
nu te lasă să-ți atingi potențialul hotărât de Dumnezeu. Orice lucru care nu te lasă să pășești în destinul pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru tine, în împărăția lui Dumnezeu, orice lucru care te blochează, te ține în loc, este un idol. Și hai să luăm câteva exemple. Pentru unii, idolul poate să fie munca. Workaholic este și un termen. Oamenii ăia își găsesc împlinirea muncă. Ei vin primii și pleacă ultimii. Hai să spun ceva. Îmi pare rău că trebuie să burst your bubble, adică să-ți sparg mitul ăsta. La sfârșit, când te pensionezi, vei primi o diplomă de apreciere și dacă ești femeie, un buchet de flori. Dacă ești bărbat, o strângere de mână. Asta e tot. Asta e tot. Îmi aduc aminte de fratele Domn, și pot să-i spun numele, că a trecut la Domnul, iubeam Maxim. Când s-a pensionat, era în Statele Unite, acolo, la Happy Valley, când s-a pensionat și a întins pensionarea cât a putut, până la 68, spunea că vine gratis numai să-l primească. Până la urmă a trebuit să-l scoată afară, pentru că nu, asta este. În prima săptămână a trebuit să meargă la psiholog. De ce? Făcea atacuri de panică. Am întrebat, omule, ce-i cu tine? Zice, nu pot să mă gândesc că nu am unde să mă duc dimineața. M-am obișnuit zeci de ani să plec la 5 dimineața, nu știu ce să fac cu atâta timp. Oameni buni, împlinirea noastră întotdeauna trebuie să fie în Domnul. Nu în muncă, ci în Domnul. Apoi, alt idol. Pentru unii, idolul poate să fie copii. Da? Tot ce n-am împlinit eu, tot ce n-am făcut eu, vreau să împlinesc în ei. Și dau la pregătire, la pian, la not, la balet, la karate, iau ultimul iPhone, îi dau cele mai bune căști și tot ce vrea pe tavă, fără condiții. Și copilul deja zice, băi, dar nu știe ce se întâmplă, asta fără mustrare, asta fără restricții, copilul în loc să învețe să fie un om responsabil, se trezește pe tronul idolului, da? Pe când copilul are nevoie de restricții, și de limite, el a devenit un idol. Idolul îți spune când să pleci și când să vii. Sunt unii care îmi spun, n-a reușit să vin în duminică la biserică. Păi, dar de ce? Nu s-a trezit copilul. Primul lucru care mă gândesc, idolul. Nu s-a trezit copilul. Copilul este cel care îmi spune când ies din casă sau când stau acasă. Sunt curios dacă îți faci programul complet după somnul copilului, deși nu cred, dăm voie să nu cred. Noi am crescut 3 copii printre străini, fără niciun ajutor, v-am mai spus unora asta, dimineața, dacă nu se trezeau, plecau la biserică în pijamale. Și trecea soția pe la camera copiilor și îi schimba acolo în haine și mergeau și ei la biserică. Da? Copilul mic trebuie să știe că mama și tata îi fac programul și că ei depind de mama și tata. Da? De fiecare dată, cum v-am spus, cum aud, nu s-a trezit copilul, zic, idolul, gata, idolul. Și unii mă întreabă, ok, cum scăpăm de treaba asta? E foarte simplu, mai face unul. Sau doi, e și mai bine. Știi de ce? Atunci când ai unul, ai tendința să-l idolatrizezi, să-l pui pe tron, să-l pui pe el, hai, s-a trezit micuțul, gata, putem și noi să supraviețuim, putem să respirăm, că în prezența lui nu trebuie să respirăm. Dumnezeu a rezolvat treaba asta și spune, înmulțiți-vă. Știți cu aia cu Suzeta, nu? La primul copil, Suzeta, dacă e scăpată jos, trebuie fiartă neapărat. La 100 de grade, da? Trebuie fiartă neapărat să moară și virusului. La al doilea copil, Suzeta a scăpat jos, o speli la chiuvetă. E ok. La al treilea, s-a rezolvat cu idolul. A căzut idolul, că e greu să ai 3 idoli odată. Hristos spunea, nu poți să slujești la 2, slujești numai la 1. De asta, tuturor celor care aveți un singur copil, treceți la treabă. Ok? Copilul poate să fie idol. Nu asta este voia lui Dumnezeu, da? Alții trăiesc pentru plăceri. Îi cunoașteți? Sper că nu sunt aici, dar îi cunoașteți, da? Toată ziua, mici, bere, petreceri, voie bună. Pentru asta trăiesc ei, să se simtă bine. Și plăcerea și simțitul bine este un idol, da? Este normal să te bucuri de viață, dar hai să spun ceva. Când idolul tău este plăcerea, când asta urmărești de dimineață până seara, nici nu te bucuri, și nici n-ajungi în împărăția lui Dumnezeu. Cei care au trăit în felul acesta
Știu ceea ce spun. Uitați-vă la superstarurile astea de la Hollywood, la rockstarurile astea care sunt frumoși, sunt deștepți, sunt adulați, au toată averea din lume, urmăresc și trăiesc hedonistic. Toată ziua de dimineață până seară, viața lor este o petrecere, pentru că asta este idolul, plăcerea. Și vedeți cum sfârșesc ei. Și vedeți că sunt nesatisfăcuți, vedeți că nu se bucură de nimic, pentru că atunci când plăcerea este un idol, Dumnezeu este afară din ecuație. Dar să vă spun ceva. Hristos spune așa, plăcerea mea este să fac voia Tatălui. Când plăcerea mea, plăcerea ta, este împărăția lui Dumnezeu, este voia Tatălui, secretul este că mă și bucur de viață. Pentru că Dumnezeu îmi dă toate celelalte pe deasupra. Dar idolul nu are voie să fie plăcerea. Pentru că sensul normal al creștinului, al vieții, nu este găsirea sensului în lucrurile temporare, cele care sunt perisabile, ci împlinirea este în Dumnezeu. El este cel care îmi dă sens, împlinește dorința, îmi potolește angoasa, mă iartă, mă restaurează, îmi dă sens. Și nu numai pentru acum, ci pentru veșnicie. Aici este frumusețea extraordinară. De ce? Pentru că înțeleg că cea mai importantă, cea mai mare, cea mai prețioasă comoară pe care am găsit-o în viața aceasta este împărăția lui Dumnezeu. Aia este cel mai important, cel mai prețios lucru din viața noastră. Asta a fost mesajul marilor predicatori, Ioan Botezătorul, vă spuneam data trecută, a lui Hristos Domnul. Pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Aia trebuie să fie comoara voastră. Când l-au adus pe Hristos la Pilat, Pilat îl întreabă, ești un împărat? Și el spune, ce spune? Da, da, împărăția mea nu este de aici. Împărăția asta pe care tu, Pilate, o guvernezi așa, este temporară. Mai devreme sau mai târziu va trece. Însă, eu sunt împărat în împărăția cerurilor. Împărăția veșnică care nu trece niciodată. Mulți știți de Stalin, un dictator care a condus cu pumnul de fier. A fost o teroare pentru ruși și nu numai. Crunt, aprig. Însă a domnit numai 15 ani. A murit noaptea de un atac cerebral și a stat toată noaptea pe podea pentru că n-a avut nimeni curaj. N-avea nimeni curaj să intre la el de frica morții, a gulagului. Și a domnit între 1938 și a omorât toți rivalii și a domnit până în 1953, când moartea l-a găsit pe canapea. Vedeți, orice împărăție a acestei lumi, până la urmă, este trecătoare. Este trecătoare, este perisabilă. Comoara noastră este împărăția lui Dumnezeu. Ea este aproape azi de tine prin cuvintele pe care le auzi. Este în inima ta prin credința pe care o ai. Din punctul de vedere al nostru, comoara este împărăția lui Dumnezeu. Poți să spui amin la asta. Acum, dacă suntem împărăția lui Dumnezeu, din punctul de vedere al împărăției, comoara, lucrul cel mai de prețios, este sufletul omului. Nu-i așa? Când Dumnezeu se uită astăzi pe pământ, pe El nu-L interesează clădirile, aurul, faima, strălucirea, resursele materiale. Când Dumnezeu se uită astăzi pe pământ, El vede sufletele oamenilor. El este un iubitor al oamenilor. Dacă sunt în împărăția lui Dumnezeu, prioritățile mele trebuie să fie prioritățile Lui. Comoara Lui trebuie să devină și să fie și comoara mea. Lucrul pe care pun eu preț de dimineață până seara, din tinerețe până în bătrânețe, este lucrul pe care pune și Dumnezeu prețul. Am citit odată despre un căutător de diamante, de lucruri, de pietre prețioase. A apărut chiar în Atlanta, în Georgia, statul american. Un articol despre Rob Cutshaw, care deținea un mic magazin și în timpul liber avea un hobby să caute pietre prețioase. Într-o zi era printr-o excursie de asta în Carolina de Nord, într-o expediție și a găsit o piatră care a fost el așa, era cam măricică, avea o nuanță așa de albastru
Și n-a știut ce să facă cu ea, n-a crezut că e o piatră prețioasă, a băgat-o sub pat. După 20 de ani se uită la o emisiune pe Discovery și vede și aude despre o piatră foarte importantă, foarte mare, foarte prețioasă, albastră. Și zice, albastră? De jumătate de kilogram, zice, n-am mai auzit așa o piatră, în viața mea n-am auzit, dar am eu una sub pat. Se duce și o scoate sub pat și își dă seama că era piatra despre care vorbeau oamenii. Și spunea că avea jumătate de kilogram, se numește Steaua lui David și este o piatră care valora pe atunci, 20 de ani în urmă, în jur de 3 milioane de dolari. A ținut 3 milioane de dolari sub pat. 20 de ani, i-a trecut viața. Ia-mă, atenție! Mulți dintre noi avem pietre prețioase și le ascundem sub pat. Mulți dintre noi cunoaștem persoane și ele sunt pietre prețioase, sunt prețioase în ochii lui Dumnezeu și noi le ținem ascunse. Atenție mare, singurul motiv pentru care Dumnezeu mai îngăduie ca tu să respiri și să te bucuri de soare și de viață este să aduci suflete în împărăția lui Dumnezeu. Vă mai spuneam eu, dacă scopul este să fii mântuit, după ce am fost mântuiți, pac, a venit răpirea, trebuia să ne ia. Ce sens mai are să ne chinuim aici? Care-i scopul? Dar nu ăsta e scopul. Scopul este să fii salvat, spuneți amin la asta, împuternicit, spuneți amin la asta, și să mergi să cauți ceea ce prețuiește cu adevărat Dumnezeu. Noi suntem căutătorii Lui de comori. Și comorile astea sunt în jurul nostru, la muncă, în bloc, acolo, în complexul de apartamente, în vecinătatea ta. Oameni buni, cred că este momentul ca în sfârșit să pornim cel mai mare treasure hunt din istoria Iașului. Indiciile sunt în Biblie. Spune mergeți și faceți ucenici. Indiciile spun mergeți, faceți ucenici, învățându-i tot ceea ce v-am poruncit eu. Munca trebuie să o facem noi. Nu poți să te bucuri de roadă dacă nu semeni, dacă nu ai grijă ca planta aceea să crească. Dacă nu faci pași intenționali pentru împărăție, pentru descoperirea comorilor, nu vei găsi nimic. Comorile nu vin în timp ce stai la televizor. Trebuie să mergem să le căutăm. Unii nu încep, știu asta, scuza principală, le groază de eșec. Ce o să spună oamenii despre mine? O să zică că atenție mare, oameni buni. Cine nu muncește, nu greșește. Vei întâmpina lucruri de genul ăsta? Ca noi toți. Că nu o să spună oamenii cât despre asta, te ascultăm mai departe. I-au spus-o și lui Pavel, îl găsim la fel de înfocat, nu s-a... Gata, mi-a spus asta. Îs ca untul la soare, gata, nu mai fac nimic. Nu. Dacă nu vrei să se bosească o cămașă după ce ai apretat-o sau ai luat-o la curățătorie și trebuie să duci la o nuntă, îți trebuie o cămașă nouă, nu? Și ai cămașa apretată, curat, zici, bă, dacă o îmbrac, până la nuntă se boțește. Sau mai bine nu o îmbrac, o lăs acolo și mă uit în oglindă la ea. Nu, cine face chestia asta? A toți trebuie să pășim prin credință. Omul din pilda de astăzi a vândut tot pentru a cumpăra ogorul. Tot. Când Dumnezeu mi-a descoperit ceea ce vrea să facă în Iași, am vândut tot ce am venit aici. N-a fost ușor. Le-am dat foc la corăbii, la poduri, la tot. Și astăzi stau și mă bucur că am făcut lucrul acesta. N-a fost ușor. Dumnezeu vrea același lucru să-l faci și tu. El a pregătit toate resursele, numai că trebuie să pășești prin credință. Spuneam și duminică seară la rugăciune, acum vedem cu ochii ăștia ceea ce am văzut cu ochii credinței. Cum Dumnezeu împlinește lucrul acesta în generația noastră, prin noi, binecuvântat să fie numele Său. Dar unde este comoara ta astăzi? Ăsta e răspunsul pe care trebuie să ți-l dai. Unde este comoara ta astăzi? Atenție mare! Nestematele nu vin totdeauna șlefuite. Omul nu și-a dat seama că piatra e așa de prețioasă din cauza că ea nu fusese la șlefuire. Ea era în forma ei. Brută. Ne uităm de multe ori la nestematele din jurul nostru și zicem, ăla? Bă, da, uite la el, bea, fumează, e la gambling.
A spus că vine la întâlnire, n-a mai venit. Unde serios? Nu, asta nu interesează. Ba da, Dumnezeu, pe Dumnezeu îl interesează. Ăla e un nestemat pe care Dumnezeu îl vrea în împărăția lui. Știți că atunci când ați crezut, ați trecut pe numele lui Dumnezeu. Știți asta? Când Dumnezeu se uită la voi, identitatea voastră, asta zice Pavel, e una cu Hristos. E una cu Hristos. Hai să vă spun niște nestemate din Biblie pe care Dumnezeu cumva le-a luat din țărână, le-a șlefuit și a făcut din ei oameni prin care a dus vestea cea bună până la noi. Iacov. Care era numele lui? Înșelătorul. Ul. Înșelătorul. Deci pe el îl chema Iacov Înșelătorul. Ăsta era last name. Moise. Criminalul, nu? Ăsta era second name, nu? Pavel, la fel, ucigașul. David, împăratul, David, ce era? Curvarul, ucigașul, l-a omorât pe Urie, nu? Despre asta e vorba, despre asta vorbim aici. Petru, trădătorul, asta este. Toma, necredinciosul, asta era... numele lor, înainte să întâlnească cu Hristos. Ei bine, după ce te-ai întâlnit cu Hristos, numele tău se schimbă. Treci pe numele Lui. Așa că numele tău, cum îi dădeam eu Cristi, al doilea nume, este Iisus. Cristi Iisus, îmi place numele ăsta. Carmen Iisus. Estera Iisus. Vă place? Asta vede Dumnezeu la noi. Și toate diamantele și pietrele prețioase care sunt în jurul nostru, poate au numele la urât cu ul la sfârșit. Mincinosul, bârfitorul. Dar Dumnezeu când se uită la un om, vede potențialul pe care l-a așezat în omul acela. Voi credeți că Iisus când s-a dus la pescare aia acolo, n-a văzut și nu știa cine e Petru cu adevărat? Na, el a spus, vino și am să te fac pescar de oameni. Nu ești acum ești pescar de pește. Și nici ăla nu prea bun. Dar eu te fac pescar de oameni. Îți dau numele meu. Pun numele meu peste tine. Preobiților, astăzi, comoara lui Dumnezeu sunt oamenii din jurul nostru care nu-L cunosc pe El. Oamenii care trebuie aduși în împărăție. S-a aruncat un năvod mare. Și cei care țin năvodul sunteți chiar voi. Astăzi Dumnezeu ne cheamă la cel mai mare treasure hunt din istorie. Scoaterea pietrelor prețioase din colb și aducerea lor în împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea ca tu să lucrezi împreună cu El, dar astăzi fiecare de aici trebuie să ne uităm în inima noastră. Ce ne motivează? Ce ne face să ne trezim dimineața? Ce ne motivează să mergem încă puțin? Încă puțin. Și lucrul acela trebuie să fie neapărat împărăția lui Dumnezeu. Amin? Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului. Cel mai semnificant lucru pe pământ pentru Dumnezeu este sufletul. Sufletul, ce ar putea să dea omul pentru suflet? Nu există bogăție pentru un singur suflet, Dumnezeu dă totul. Biblia spune că pentru tine dau popoare, pentru un singur suflet, Dumnezeu mișcă munții. Așa că toate sufletele oamenilor din jurul nostru sunt comorile lui Dumnezeu. Și Dumnezeu ne cheamă să facem o diferență. Studiul ăsta influencer pe care îl începem, cred din toată inima că este startul pe care Dumnezeu îl dă pentru a influența oamenii în a veni la împărăția lui Dumnezeu, în a veni în credința aceasta care este singura mântuitoare. În generația noastră, prin noi, Dumnezeu face lucrul acesta. Indiciile sunt în Biblie, munca este a noastră, răsplata este mare în cer. Majoritatea dintre voi ați auzit de David Livingstone. Misionarul acesta de origine engleză. Și a trăit majoritatea vieții în Africa, în niște condiții înfiorătoare. Ulterior a murit contactând o boală incurabilă. Până la urmă a murit. Corpul lui a fost îngropat în Londra, în cimitirul oamenilor importanți englezi, dar inima lui a fost scoasă din piept și a fost îngropată la umbra unui copac în Africa, pentru că el a iubit continentul african și el a fost misiunea vieții lui.
Vreau să te întreb. Și mă întreb și eu. Dacă mâine mor, unde ar trebui să fie îngropată inima mea? Unde ar trebui să fie îngropată inima ta? Răspunde-ți la întrebarea asta. E foarte important înaintea lui Dumnezeu astăzi să faci o claritate în viața ta. Pentru că acolo unde este comoara ta, acolo este și inima ta. Doamne, dă-ne tuturor o inimă în care să locuiască împărăția ta și dă-ne această prioritate pe care o ai tu, să salvăm cât mai multe suflete.